Rapidiștii vor toate cele 3 puncte din disputa cu ilfovenii, astfel încât să păstreze șanse la locul 6, ultimul calificabil în play-off. Mi-am luat și eu informații, am văzut componența lotului a un antrenor care a antrenat la nivelul Ligii 1 și un fost jucător al Rapidului, Marian Rada, un antrenor cu experiență, cât despre componența celor de la Berceni, au în fiecare compartiment, au jucători cu experiență, cu state vechi în Liga 1, mă pot referi la Epaminon Danicu, în linia fundașilor central sau linia apărătorilor, în linia de mijloc, Pădurețu, Paulinho, care au și ei multe meciuri în Liga 1, în zona de atac au un fost jucător al Iașului, Dobre, un Pătrașcu, un mijlocaș central care este sufletul lor, capitanul de echipă Radu, dar totodată mă interesează echipa mea, ceea ce doresc eu de la jucătorii mei. Vreau mai mult să mă preocupe echipa mea decât Berceni. Vom juca la victorie, clar, pentru că orice sincopă pe teren propriu ne îndepărtează cât mai mult de realizarea obiectivului. Dar prudent, pentru că meciul poate dura 90-95 de minute, putem înscrie și în minutul 93, putem înscrie și în primele 5 minute. Depinde cum vom gestiona începutul de meci, sfârșitul de meci. Sperăm să avem maturitatea necesară să obținem toate cele 3 puncte. Costel Ilie speră ca publicul să fie al 12-lea jucător în partida de sâmbătă, mai ales că intrarea pe stadion va fi liberă. Am avut și momente foarte frumoase în calitate de jucător. Foarte frumoase mă refer la atmosfera care o creează publicul sucevean, un bun cunoscător al fotbalului, un public avid după rezultate și după spectacol. Sper că cu ocazia primului meci să fie alături de noi și să ne poarte spre victorie, să fie al 12-lea jucător. Cooptat în staful tehnic, în calitatea de antrenor secund, Dorin Semeghin consideră că rapidiștii sunt pregătiți să înceapă sezonul de primăvară cu o victorie. O să avem un meci foarte greu, ținând cont că de fiecare dată când am jucat cu Berceniu am avut meciuri foarte, foarte grele cu ei. Pot să spun că suntem pregătiți 100% și de-abia așteptăm sâmbătă la ora 11 să debutăm cu o victorie. În turul campionatului, sucevenii au câștigat la Berceni cu scorul de 1-3, în vreme ce Bucovina Pojorâta a pierdut la limită cu CS Balotești, scor 1-0.